Unul dintre vicepreședinții PNL Timiș și anume Sorin Supuran are cele mai mari șanse să devină director în cadrul Autorității Rutiere Române. În 2007, liberalul a mai deținut această funcție. În momentul de față, Sorin Supuran este și consilier județean. Liberalii din Timiș l-au nominalizat pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș. În 2005 a fost director a RR Timiș. În 2004 a fost ales primar în Comuna Bilet, post la care a renunțat.